Fotbaliștii Petrolului se prezintă mâine pentru prima dată oficial în 2011 în fața propriilor suporteri. Ei o vor face spășiți după dezastrul de la Alba Iulia. Însă pe teren, gazarii trebuie să dea totul și să câștige în fața arădenilor de la UTA. Petroliștii sunt de ieri în cantonament, iar printre ei este și mijlocașul Benga, care a primit drept de joc până la hotărârea unui verdict de către Comisia de Apel, în cazul dublei semnături. Partida de la Streșnic va fi condusă la centru de Cristi Balaj, considerat cel mai bun arbitru al momentului. În clasament, Petrolul ocupă locul 4, iar UTA este pe locul 11, după ce a primit o penalitate de 12 puncte.